Aproape toate administrațiile publice din județul Hunedoara au fost amendate pentru că nu au reușit să-și depună un certificat din care să rezulte că fac mai puțin gunoi. Practic, primăriile aveau obligația, conform legii, să reducă cu un procent de 15% volumul de gunoi pe care îl varsă la groapa de gunoi, dar nu au reușit asta și nici nu au depus certificate doveditoare. În această situație sunt 95% dintre primăriile din județ, iar cei de la Petroșani recunosc că nu au reușit nici după colectarea selectivă să facă asta. Ca orice lucru care e la început, merge mai greu și cred că în perioada următoare vom încerca să reducem această cantitate de gunoi care se duce la groapa de gunoi. Amenda de 2000 de lei pe care au primit-o edilii de la Petroșani va fi contestată. Cei de la Garda de Mediu ne-au dat o amendă pe care noi o să o contestăm. Sigur că e necesară reducerea acestei cantități de gunoi. Noi avem un sistem de colectare selectivă și lucrăm deja în acest scop, dar n-am putut să reducem cantitatea cu 15% așa cât trebuia. Noile normative au intrat în vigoare odată cu legea prin care suntem obligați să colectăm selectiv deșeurile menajere, iar primăriile sunt obligate să reducă volumul de deșeuri pe care îl depozitează la gropile de gunoi.